salut! Sunteți la Business Cover Talks, iar noi suntem alături de Nicușor Dan, președintele Asociației Salvați Bucureștiul. Vorbim despre multe chestii cu domnul Dan astăzi. Hai să începem cu cei mai fierbinte, cu Uranus. Da. Dumneavoastră i-ați dat în judecată, ați câștigat procese, strada aia nu există legală, am înțeles. Și există fizic. Și există fizic. Da. O anomalie, nu? Nu, no, primul rând că suntem la Business Cover. Vă dau o cifră. Vă rog. În ultimii 10 ani, primăria municipiului București, vorbim de toți primarii, da. Băsescu, Vidian, Oprescu, au cheltuit cam 4 miliarde de euro pe lucrări de infrastructură. 4 miliarde de euro puteai să faci 4 linii de metrou și puteai să faci centura, să termini centura pe 4 benzi și cu toate podurile peste centura, acolo unde ea se intersectează cu drumurile naționale. De acord. Ce am făcut în schimb? Am făcut 2-3 pasaje și care transportă aglomerația în viteză pe un kilometru sau pe 2 kilometri. Deci, dacă vrem să rezolvăm problema de trafic în București, trebuie să ne uităm la ansamblu și nu să ne uităm la mici fragmente. Asta ar fi o observație generală. Pe chestiunea Uranus, fie că suntem de acord cu această stradă, fie că nu suntem de acord cu cei 2 kilometri care au fost făcuți, exista o variantă de a nu se demola. Și anume, pe conturul vechi al străzii aveau loc două linii de tramvai și două benzi de mers într-un sens către Piața Victoriei și pe terenurile virane din spate, că acum le vedem. Acum că s-a demolat, putem să le vedem, da? Aveam două benzi în sens opus. Deci același volum de trafic putea să fie făcut fără să evacueze 1000 de oameni și fără să demoleze 90 de clădiri, dintre care 12 monumente istorice și fără să demolezi un cartier care, în opinia mea, era în top 5 al destinațiilor potențiale pentru turiști străini în București. Bun, și unde s-au dus cele 4 miliarde? Păi s-au dus, spre exemplu, în 2011, prin octombrie, s-a făcut o licitație, de fapt 6 licitații concomitente pe cele 6 sectoare, la care așa s-a întâmplat. Consiliul Concurenței anchetează, s-au împărțit firmele care au candidat, nu a fost o competiție între ele, 11 firme și-au împărțit și s-a semnat împreună un contract de 440 de milioane de euro pentru întreținere de străzi. Asta înseamnă să nu faci străzi noi, nu, ci acolo unde sunt găuri să asfaltezi, să schimbi borduri, să... Da. Cartelul pentru București, nu? Da, cam asta e. Am înțeles. Deci cu ora nu spun la cum o să rămână, adică în chipul acum nu o să poate eu dea vreo sentință, să-l dărâm. Sau să reconstruiască piața pe o bandă. Ba, bineînțeles, de ce nu? Asta este una din cererile noastre, da. Pentru că Hala Matache era acolo, întreg cartierul s-a format în jurul acestei locații. Sau mulți mai în spate, e o alterare a identității zonei, oricum o alterezi un pic chiar dacă o reconstruiești pe locația inițială. Deci, repet, a fost propunerea cu două benzi prin spate. A fost o propunere ulterioară când se demolaseră vreo... deja 80 de clădiri, rămăsese Hala Matache, rămăseseră două monumente în picioare, tribunalul suspendase deja lucrările, a fost o înțelegere, poate vă aduceți aminte, cu Ministerul Dezvoltării, cu Primăria și cu ONG-urile, în care ne-am înțeles și toată lumea a semnat că șoseaua se deviază puțin și se ocolește Hala Matache. Asta noi angajându-ne și n-am făcut, noi ne-am respectat angajamentul, nu ne-am mai blocat lucrările. Și ei nu s-au ținut de cuvânt și într-o noapte, țineți minte, au demolat Hala Matache. Și mai e ceva, în situația în care tu încalci chiar decizia ale instanței, în opinia mea, asta e transferă penală și ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple fără avizul tuturor autorităților, parchetul ar trebui să intervină și noi o să facem presiuni pe parchet. Da, de vedere legal, într-adevăr, aici e o problemă mare a ta, vreme că nu te ții de niște hotărâri judecătorești. Bun, cum vă alegeți bătăliile? Că ați intrat în câte sute sunt, nu? Avem cam 130 de procese deschise până în momentul de față. Din momentul în care am
căpătat o notorietate, au început să vină oamenii la noi și alegem cam 3 din 100. Adică ar fi bine să fim de 30 de ori mai mari ca să putem să punem o presiune mai mare. De obicei, pe lucrurile care afectează cel mai grav orașul, vă dau un exemplu care nu este foarte cunoscut, așa numita penetrare Ciurel. Asta este o altă lucrare de infrastructură. Numele ei vechi este penetrarea 1-2. E un proiect identic lansat în anii 80 deja, de Ceaușescu, care înseamnă să încurajezi traversarea orașului din autostrada Pitești-București în autostrada București-Constanța prin Piața Unirii. Da, asta e, mi-aduc aminte că am și scris de subiect asta, mi se pare chiar o tâmpenie major. Da. Dar ce mână luptă, de ce fac? În asta stat o dată de vorbă așa, ca oameni, uitându-vă în ochii lor și ei în ochii dumneavoastră, indiferent de primar sau indiferent de cu cine din primărie. Spuneți, bă, tu ești de bun cum vrei să-ți vină 50.000 de mașini sau 100.000 de mașini zilnic, să stai Bucureștiul pe la mijloc? Da, de ce? Vă spun foarte onest. Am stat de vorbă în colaborare, adică discuțiile noastre s-au întrerupt undeva prin anul 2010. De atunci mergem în instanță unii împotriva celorlalți. În momentele alea era o discuție rezonabilă până am înțeles că ei derapează. Problema este că există un primar autoritar și niște directori care nu au personalitate și care ascultă. Deci ei sunt rezonabili, discuți cu ei, dar odată ce decizia e luată, își succes discursul astfel încât să justifice decizia care s-a luat deja. Și apără postul. Da. Da. V-ați implicat și cu Roșia Montană și cu Bungești, cu scandalul de acolo? Pentru moment, mai puțin decât ne-am fi dorit. Eu sunt un om care a fost prin la manifestații și cam atât. Sunt și câteva litigii în care am intrat. Probabil că o să fie mai multe în măsura în care ne reușim. Dar țineți legătura cu cei care organizează protestele, care le organizau, mă rog, protestele care au fost anul trecut? Sau doar mergeți la ele? Eu, ca persoană, mergeam la ele și având foarte mulți oameni care mă urmăresc, în special pe Facebook, retransmiteam mesajele pe care Uniți Salvăm și alte grupuri le transmiteau. Aici aș face o paranteză, pentru că, până la urmă, asta e foarte interesant. Către ce categorie de București prinde cel mai bine mesajul? Putem vorbi de tineri, utilizatori Facebook, mesajul asociației. Deci eu pot să vă spun că am făcut o mică cercetare după alegerile din vara de 2012 și pot să vă spun care sunt persoanele care m-au votat. M-au votat mai degrabă, și un pic șocant, mai degrabă oameni de 30-40 de ani decât de 20. Și asta se explică. Pe 20 nu cred că au votat. Au votat și ei, dar ei se înflăcărează ușor și le trece repede. Vorbim statistic, unii sunt foarte, foarte ok. Deci, pentru că oamenii sunt oameni la vârsta care au copii și sunt mai responsabili pentru viitorul lor, chiar și prin gestul de a merge la vot. Au votat oameni mai degrabă educați decât needucați și au votat oamenii mai degrabă din zone mai centrale ale orașului și nu din zone periferice. Asta se explică prin faptul că nu au avut resurse să ajungem la ei. Deci ce e șocant pentru mine este că la sfârșitul campaniei electorale din 2012 notorietatea mea era pe la 25%. Deci am făcut un 9% din 25%. Da, bine, știți cum e, că notorietatea nu e egal cu intenția de vot, ci cu votul sine, aia e problema. Și cum faceți partid? Da, este, nu o să fie un partid în sensul propriu al cuvântului, este un instrument necesar pentru a putea prezenta listă de consilier general pentru București. De fapt, de la necesitatea asta a plecat partidul. După deci bateți Bucureștiul, intenția, ținta principală. Ținta principală sunt alegerile locale din 2016 din București, da.
Și știți, legea interzice independenților. Deci dacă legea n-ar fi interzis independenților să formeze o listă, probabil că am fi mers independenți cu o listă de independenți în 2016. Așa, legea interzicând, ca să ai listă de consilieri, trebuie să faci partid. Și ca să facem partid, o să îndeplinim toate formalitățile, adică să avem 18 județe cu 700 de semnatari și așa mai departe, dar și ca imagine, și ca acțiune concretă, ținta este București 2016 și deja sunt cel puțin 80 de oameni care lucrează la programul pentru 2016. Și ați atras deja lângă dumneavoastră vreo figură, în afară de notorietatea dumneavoastră, pe ce mai bazați awareness-ul viitorului partid? Că nu puteți să, nu știu dacă puteți, a putut Băsescu odată să duc un partid așa, dar uite că și-a frânt aripile. Credeți că o să puteți la fel? Și el a făcut-o la modul la golănesc. Da, acum ca o paranteză la început, un pic m-a luat pe nepregătite toată efervescența pe care am strânit-o cu anunțul ăsta. Oamenii caută direcții, caută. Sunt atâția oameni care nu știu, nu mai știu cu cine să voteze din cauza situației din țara asta. Și caută alternative. Și în momentul în care anunță Nicoșor, ce face asta, bine, ia, hai pe el, ce vrei mă să faci? Ce... Da, deci planul meu, deci ăsta a fost un anunț pe care l-am pus pe Facebook și, în fine, în urma unui interviu pe care l-am dat în noiembrie la Epoch Times. Dar intenția mea era să vin în martie-aprilie cu un anunț, cu o conferință de presă, cu un anunț complet, cu statut, cu proiect și așa mai departe. Acum, la dimers, în campania electorală din 2012 au fost 100-150 de personalități care au spus că mă susțin. Adică mi-au girat candidatura. Evident că nu o să spun, nu o să spun despre fiecare din oamenii ăștia că susțin partidul înainte de a întreba cum pe fiecare dintre ei. Eu mă aștept ca mulți dintre ei să o facă, însă nu cred. Deci, vorbind strict economic, în campania din 2012 am avut 400 de voluntari și 50.000 de euro. Asta a fost în esență. Da. 50.000 de euro cash plus, să zicem, oameni care au făcut tot felul de chestii publicitare de ordinul 20-30.000. Și cu ăștia am făcut 9%. Eu cred că este extrem de rezonabil și spre asta țintim. Să începem campania din 2016 în loc de 400 cu 4.000 de voluntari și în loc de 50.000 cu 500.000. Și eu cred că cu resursele astea putem să țintim 50%. Deci cam asta este... Sunteți foarte, foarte optimist. Asta este să poate... Șacalii aia credeți că stau și se uită acela dumneavoastră și vă lasă să vă faceți treaba? Păi, până la urmă, totul stă în votul omului și în a ajunge cu informația la ei. Pentru că exact asta v-am spus mai devreme. Ce ne-a lipsit în 2012? Ne-a lipsit exact notorietatea. Pentru că noi, dacă în loc de 25% notorietate aveam 90% notorietate, nu mai făceam 9%, făceam 25%. Nu știu cât am fi făcut. Da? Pentru că, în mod evident, există o rejectare a clasei politice actuale și cine e nou și pe care nu reușești repede să-l pătezi, are mari șanse.